Peste 2300 de licei cu nedoreni din anii terminali au finalizat cursurile și în această săptămână s-a încheiat și perioada de înscriere pentru sesiunea de vară a examenelor de bacalaureat. Ceva mai mult de 5% dintre absolvenții generației actuale nu s-au înscris la examene, în această situație fiind peste 300 de foști liceeni. Interesant este faptul că mai mult de 100 de absolvenți, deși au fost declarați promovați, nu s-au înscris la bac. La fel stând lucrurile și în cazul celor care au rămas corigenți. Totodată, aproape 30 de liceeni au fost declarați repetenți, iar aproximativ 40 de absolvenți nu au situația școlară încheiată din cauza absențelor. Pe de altă parte, însă, tot peste 300 de absolvenți din generațiile anterioare s-au înscris la sesiunea de vară a bacalaureatului. La nivelul județului Hunedoara, cifrele se prezintă în felul următor. Număr elevi înscriși în clasa 12-a, 2342. Dintre aceștia, un număr de 2165 au reușit să finalizeze ciclul liceal și sunt cu situația școlară încheiată, deci au fost declarați promovați. De asemenea, înregistrăm un număr de 39 de elevi care, în acest moment, sunt cu situația școlară neîncheiată, 111 sunt corigenți și 27, din nefericire, sunt repetenți. Din rândul absolvenților care au promovat studiile liceale, s-au înscris la examenul de bacalaureat un număr de 2354 de absolvenți, dintre care 2049 sunt din promoția curentă și 305 sunt din promoțiile anterioare. În ceea ce privește procentul absolvenților care s-au înscris la examenul de bacalaureat, acesta este în acest an de 94,36%. Rezultatele finale a sesiunii de vară a bacalaureatului din acest an vor fi publicate pe 1 iulie.